De apoi, cunoscând inima ta mea, mă zici că sunt o istorie. Că îngrățire mult steiale, intrare. Amintarul în lume. Și atunci sunt o istorie. Am dreptul la bani. O părăsesc cu tora lui ca să ne vizesc țarea mintei. Asta e, vă vedeți, la ce mă apare până seara tatii, mor în strâmbă, 80-ul, sunt la procesul cu Dumnezeu de avea 13 minute. Aduțarea mintei. Luat amintii tatii, cu imunatul la lui legânat, de primul curitor, fuzit tu hârhiei, cu cântic la puilor, și înturnat din abandica cu apuscusirea ta lumii. Iunchiro, numa ta din. Marion, tu chestul jubratic, ca un cântic mult, de fricutii altuna, înclin la vâsare și aprind în țară o scrie, morți. Imnatic cu ațelul încânat, eu fum un simbol. Și este un simbol. Gine, după acceții, după acceții lui Vinatata, de cheamul legănat, după acceții astea e aproape spasă după de bana de Kung Fu, de spuleat. Nudă. Ma, eram un chiro, n-am amintimentul și n-am amintosul filozof a culturii românești de lucrurile vechi, eu îl găsesc cu mie, iată, mie, noi, ca nimic toți aici, ca Sfântul Coștul Pradu, ca Dumnezeu, îl găsesc cu Dan Bota. Și Dan Bota este genial. Dan Bota are un soi de eseu care se acleamă Mântuire și Moarte. Aici este un duie și moarte de atunci numai în carte, se amintă dialectia polemică, o polemică zurdă, că era să se bată cu blanca dialectia, că vreo se adară zot, tip, vreo se adară duel cu Jerova, înțeleg. Până tu suni bitisire cu duelul, mă nu bitisire cu polemica și polemica nu o bitisigloară. Mă spare că Dichi, în dreptate, a avut vot ajung blanca. Era polemica cu spațiul ondulat, cu cultura română, cu spațiul minoritic. Ma Bota le-a cântusit lucrurile, și vizurul, până tu spune, tu ai să înduire și moarte, ți se află de tot folclorul românesc, și se află și cu folclorul de Balcan, și se află și cu folclorul românesc, și se află până tu Elada cu tragedia Elină, vizurul, Antamusea, Anamisa de Tracia, Veacli, și Antamusea de Tracia și de Atina. El zicea că acestea se amintă tragedia. Și Euripide, pe la nunță se pot zic eu, Euripide are un piesă, un capodoperă bacante, ți-o îngrăsi dip la Avlia al Arhelaus, acel ți-a ajuns în model de Frederic al Prusii, și acolo ți-o spate topate mintirea și ați sfeații Anda Mitru al Dionisos de Pusii Atina. Și zurusit tot citată. Ma de Andamă se amintă zăcea tragedia. Ma ce vrea să zic că este legănare și moarte, ca să spunem tora să fie armâneașcă. Era tamam aici pe lume veacul de Dionisiacă, care se află din salami cu folclorul armânesc, cu ritmul armânesc, cu cântețile noastre, ce se acleamă vlahica și cu elagă sunt răvărsite una cu epirotica. Vlahica e epirotica, una Sfântul. Sfântul taza monotonima nu sunt o monotonie. Acolo ți-a fi monodie. Nu a fi monotonie. Spirul m-a să te misești când după răstăsii parerea ți-a de acolo în poci. Aici vreau să scoată dovadă de aforama anamisa de cântarea epirotică la Arbineș și cântarea epirotică să fie armânească, care apoi a gândit trecut cu limba grețească, trecut cu limba arminișească, în schimb eu scântă bilind cu limba armânească, cu limba arminișească, ma acceție era legănare și moarte. Și sunt multe poeme ce au ritmul oaiesc. Cum nu afai ritmul oaiesc, este o ciudie. Ma Lodochi Handa este un ritmul. Vă zic un poemă care are un altare ritmul. Unul,
Ioaba, iernă, un birbu, iernă, un braț nicutut, caftă smină, bandera agrășită. Bandera, știți ce este? Flambă. Flambă. Steagă. Eu aici, dincolo morții, între noi, o punte de nisip. Eu aici, din o limba chiar în mult. Pustiu, într-un turn pustiu, dincolo morții. Un braț bolnav caută să miște steagul lui Tatăl. Ma, Iliu Limos se află în Sfânt. Acolo ți-e în Sfânt, eu m-am ofensat în prostodia, m-am arat, m-am ofensat. Alții apăr că nu mă ofensesc cu Dic. Ma, tot e Tatăl, atunci am găsit. Nu ca tutora, cum a s-o află. Tu noapte de departe se alencesc cu ochii al Tatăl. Două steale aprease, alincire, astea. Alincire, știți să iască pe limba română? Ivire, nu? Ivire, astea. Ivire. Ascunerea astea arătarea și alincire astea. Nu o spremindeți. Tu noapte, de departe, se alincesc cu ochii al Tatăl. Două steale aprease peste chimiserile mele, misul ascease. Tu noapte, doi ochii, zvertut mai departe, ca un semnul din lumea țină disparte. Și Iliu Rimo se află cu acea... Ia-ți ritmul ăla cum bandă, pentru somnii, ia-ți un ritmo mistic. Și un mistic și mistico. Dorm încuțitate în bănile, dorm arătite de somnul, slimină nu ia-ți vârf Domnul, maște misterea pădurile, poartă pe plumăchie, vlavia lor, dorm încuțitate în bănile, dorm arătite de somnul. Doar îndricată din somnă. Mi-a găsit să zic un lucru important. Cartea asta... Tu ai spus surgiunasit. Da, nu te surgiunasit, poate să-ți dăți ația zadă. Știți ce ația zadă? S-a prindea focul cu ea, era un... Un soi de torță, cum s-a zis în limba română. Amația este o fericită cu limba de torță. Tu, celălalt papagat, este ceva cu care aprindeai focul în ușor. Este un soi din lemnul cu care s-a prins și... Nu, nu este asta. Nu. Este de, ca un soi de lumac. Da. S-a prins din multul avon. S-a prins din multul avon. Lumac, de frânză. Așa, așa, evident de fin. Cum? Aștept. 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 Teleomani sunt să-ți îngrăzeaște. Perfecționist ca zăgrașii. Nu, este mare de perfecționist. Este maniac. Știți cum? Picreați poeziile și erau idiul volum, șapte forme. Și dă-ți forma din soni, forma din soni, forma din soni. Mărați ca zi care va să dară critică literară peste 50 de ani, va să aibă mari probleme să știu care este alicia variantă. Ația al George Vrano. Surghiu-nimsit, tu inima și pumată. Surghiu-nimsit, tu inimă, cu, citi, cu inima și citia căzută, caftă în zamă. Aua, aferita sumarului cu putrătări. Auzi, pare și ironic, tu, aferita sumarului cu putrătări, dar mai astea după mintea mea, în poezie, și asta și în poarea mea. Inima cu citia căzută, caftă în zamă. Variantele poeziile astea
că George nu singuratim, dar tot v-ați gândit că tu varianta asta, tu care crezi că sunt nu știu câți oameni. Poezia care vă ascultăm în Torea, este inclinată la George Platazima. Voi să zic că lucrurile astea se face la mine în casă. Știu, de instă, eu mi-am fai cu când vedeam și pierd de amioară și apoi am intrat și cu el, alăgăm mult în București. Și n-am pe calea Victoriei, ziceam, mă rog, să se apeamă calea Victoriei, să zic că calea Armăniilor. Bun, și atunci era George Platazima. Nu, și atunci era cu mult emoțional. Mi-a găsit tu de atunci. Nu știu, văd mai rând. Care l-am găsit, cum era, și ne-a spus, și apoi a zis, a, în parada, și zice, eu le găsesc cu care le găsesc și se sfaiți pe el. Puntea de Arta. Puntea de Arta Treamnă. Un urban în spația înaltă cât cipia iubire. Un înțeară în spația înaltă cât lumina. Un om se dizvește în trup ca de un stran. Hai să văd că știam să-i chiar nu am un chest cu lucru, să ar fi limba în urmă, cum i-a bine, o voi multul din multe astea scrie unul iertă, o voi multul din multe poema este 67, 67, multe cum trecui și pe limba în urmă, e tot de aproape de tot, nu tot, cu tot că avea probleme. Și chiar, puntea din Arta tremură, o jertfă se face înaltă cât acoperișul inimii. O lungânare se face înaltă cât lumina. Un om se dezbracă de trup ca de o haină. Bravo.
la... Patria Nova, de acolo. Mă rog, Matita de Țeacă, vedea din Măturie de El, era la Ampo. Și ziceam, am un poet al
averea lume sublimată, nici o stare de seminătate nu stăpânește pe acest poet. L-ați văzut ca și care eram la Matilda, cu George și cu Spiritul, nu fi misesc cu ticarii de itorii zburai, că zburat itorii. Întățați-vă, mă, Ficiorii, că zici voi de vreare, de lelicii, de... Până brâncii, numai așa cât cu tot e surpă, tot e mor, tot e chier, tot e cat. Și ai și cheamă vrearea și nu știu cum puteți să îngrepsiți. Ea nu știa, că era, nu știa, ți-a zis, mă, nu știa. Arată, mă, nu știa. Nu, dar mă, când am văzut, ce e, ce e, te povestesc cu... Țin, vreau să vă mai zic eu de la Matilda, va. Era tot așa, nu era ca o critică, era ca o constatare. Matilda aia era lucru critică. Și dățea și sentimentul de nimic nu mai este, îl stăpânește tot timpul pe cel ce crede în nemuria creștină. Deci zâții, bă, aici vrea cel care este împistimentul. Și mă azi trebuie să poezia lui zis că toată lumea spartă și că Dumnezeu este că bate din lumea asta spartă. Și ca un turle de, nu de ironie, dar... Deci aici ai citat un pic Matilda. Sentimentul de nimic nu mai este, îl stăpânește tot timpul pe el cel ce crede în nemuria creștină. Acum era o mare latisă. Erau două stiluri. Sefte paradisis, să-l bară cu suflet. Adunate vântet, hisi aluținate în greacă. Și de acolo țin chisit. Mai înțești? Sefte paradisis, să-l bară cu suflet. Era tamam un apologie de... Una observație excelentă a lui Matilde, de care voi să scot un poate de ziua. Poezia lui este simplă, lapidară, esențială, fără epitete ornamente, de-a poate are un obianic cu brâncuși. Maslow a zis, George, când o zburaște, că nu-ți mai interesește și sunt toți organizatorii de evenimente atunci să ascureați, ea este fascinant cu o poezie, el este ultra concis. Deci el îndrepsește scurtul, deep scurtul. Poeziile lui sunt de-aia mai scurte. Ama când o zburaște, cu el te avărnichează, te duți, te chiare. Apropo de asta, voi să-mi ghivăsesc cu ceva fascinant de la Chira. Zâți Chira. Vă ascultam și unde țin ori duchii cu andirsi, ca andirsi, că nu puteam să-mi arim acât la analtul, și zducesc cu avonia tutea țeale ținele țețea. Și mă rog, țețea țin zburea, cu filozofia dreptului, teme de teologie, la țea alantă. Domnul George Drană punea zechinii de atunci Don Quixote, cu mersii lucrusească cu poezie, cu armonul pragmatic. În față Moamete cu el, poate să te alină fără zducheștă, tâși la țeale manante idei și de multe ori să nu poți să încă calea până la ele. George, din multe ori, este și inadecvat. Nu duchește că oamenii de avărnicia nu par aducheștul țințății. Asta vă zic din experiență. Știu că mulți nu au chestul țințății. El mă rog vas să-și scoată pomul și să-și zică lucruri la țeale care li se pare că au simasii când greacă. Că vor să țeară tu sticlu a țelioară. Că lumea vas chiară, ma, ca lucrurile astea importante nu sunt țințății. Și ca și care în cheamă, este un membura, mântul avut, care, știți să spun, când n-achie că s-a știi aproape ceva de țințății, George. Ama când o spărăște, George, nu trește ca la icoana și se pare că e bun. Ți ceva bun din lumea dumnească. Și de fapt, ție asta, ți duchesc cu eu psihologic. Că oamenii la ei s-a tot sunt ocârsiți, că nu este așa și că limba armească este o altfel. Îi ții două lucruri, poate să-i vă zis, tu limba armească. Și mă cam gândesc la un om care este axi, zic că îi ții două idei pe limba armească la George, nu gândesc. Mă duc și aminte, Matilda, al voi zâțeam ația cu Don Quixote. Poezia asta care mi se scupă o zăsii la emisiunea de la televizor când mă aia cu timpul. Aia cu Don Quixote, am două cu Don Quixote. Nu, ația cu Patria mea. Ația este... Cu Patria mea. S-a strâmbit cunoscutul la listă. Hai să zic. Zău, când... Tu v-ați trețit? Și v-ați trețit. Vă-ți vreau să te întreb. Poate este o întrebare care... Care e punctul la punctul de interlocutor? Direct. Ce ți-a zis să știi? Când 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 ți-a zis să știi?
de tine. Nu m-a dat, nici tine nu m-a dat la București. Ia spune, tamă. Poezia asta e ca una rupeie. Știți ce-ați ia rupeia? Fulgerul. Rufei cățurul din Dior. Rufei cățurul din Dior, pe stimărat din Vlapul Gordan. Care știți când pe aia zbori? Știm. Te mi-ai zis doar, ha? Știm. Ia cântați. Rufei cățurul din Dior, pe stimărat din Vlapul Gordan. Și din Dior, pe noi să frați, i-a vorbit că învățăvați, ghima la gândii ascultați, iniți cu noi, iniți cu noi. Ficior, fiști cu noi, crimșarăi, tu fai creștin să-i mărăim și nu-i frică ca spune, prita este că v-ați duchit, că ghima lui nu-ți împin. Ați văd, Ghivăsescu, eu ți-vă până atunci de George. Eu fui de aici singur cu morții. M-am morții grilă tu eu cu răgoații ghii. M-a spus timp vreo cu morțele ații ghii, nu poți fi de aici apoi. Te ții mea leapsele eu morțe, îți mi-i mormintez și îți mi-i anăstăsesc cu o limbă, ea este un mistic. Mitoare pontificată, este și cred în limba noastră. Tumesea limbării și un tip ca tumesea de amarii. Nu noi vasul Xanaghiem limba, ama noi vas Xanaghiem tu limba, Xanaghiem să revin. Mira poeților este să o arăm în roplu, tut și să disgroapă limba. Anda un poet și află limba și află vetea. Anda un popor și află poetul și află inima. Pare rău. Sine personalitate. Și sine și personalitate. Ea este și ființă. Și ființă. Voi ați văzut de la Maia, în zbor, când au ieșit și a dăstat în moarte, mi-a zis un lor în zbor, mai spune, vete fără cuvete. Cuvete-i forță, dar fără putere. Stihiile priguiră cu seți muntele cu coastele. Tu cate o încălare cu scump pon. A umbrele se arătățiră în foitea luntă. Eu, iermul cu cruțea linte, Don Quixote, căvadă. Ca când amintește-ți vală.
prindeam. Așa ți-am. George incipi una noapte întreagă toate poeziile, așa ți-am. Și când îți zicea că ți-a plânzeac, vrei că îi spălzi. Așa cu micuță mini. Toată noaptea ți-au, așa că... Deci noi mizeam, practic, era prima oară când ieșeam din țară, așa, toată lumea ți-au, de-a părintea cu tocar, și tineri și auzi și toți eram... Eram foarte emoționați, spuneam pentru prima oară și mizeam la Freiburg, că era primul congres pentru noi al armăilor. Și în atmosfera ți-au, George, toată noaptea ți-au începând să fie poezie. Nu mai educam în divărul, era unul cu papule. Da, e. Pablo și de prin Bizoriu și frații Cotunii. Aici se doară neapucă aminti, așa ți-a crezut. Pablo și de prin Bizoriu și frații Cotunii. Deci aveai 28 de ani atunci? Nu m-a voie să văd. Nu știam. Nu știam că ți-a făcut. M-a doar cu tenisit Pablo și de prin Bizoriu și frații Cotunii, mătrind la tronzarea. Mi-a propriu și ca să-ți dau de el, machiare. Timisirea prea să te-o fun de țigare. Ia și pe boața există, deci el începea, așa-ți-a, linii plânzeam și toată lumea ți-au, mă rog, mai durgea, mai, mă rog, mai, era un atmosferă peribilă, așa, perifiat, deci cu un miros atât în rozitor. Și toți îi plânzeam, nu știam, mă rog, că l-am băgat, aici durgea și vrea să stătea în față și vrea să-mi zeam la lesi, zic, băi, nu ai cașul băgat, o să nu știu cașul, 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 nu știu cașul. Era atmosfera aici, dar putea pentru prima oară poezii la George, că ziua vrea să-ți zic. Deci au un aiurism. Au un aiurism, mai este, da. George și Cașa Bâne sunteți-au. Xana curtisea cu cap în zbor. Zboarele armânești fără de sufletul meu fără pusură, puncte de echilibru, tunătățearea pietrusitoare ți zghilea. Prota fădurearea și de-apoi fără zboarele și limba. Mateatorie, limba era malinti de eu și inima îi bătea dif cu inima mea. Andamusea cu limba o tamă. Aici stă tamă, aia este poezia. Te-ațea de eu, zboarele sunt ciudii, usii. Nu poți livet cum ți-ești tu ars poetica. Stolosite după un tehnic barocă, levizui angricate de carpolul atățearele, levizui cum se amintă de turbanea multă al inimii. Am sărit la Sfântul Mariana. Aristot, poate mi-a zis să-mi dau zboară cu chirurul ațătul lui Nai Singur și cu Nihilu Săia Mâneaște, că poate ăsta este și unul la fond de Sfântul Mâneaște, poate ăsta. Adică am și învățit în Sfântul Mâneaște, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu. Țin de alegea asta că eu n-am calea cazurilor și mi-e viruseam. Mă ce să-mi aflai ziga cu chirurgul ațel. Și mă să-mi aflai pe lucruri. Când îi spune Iisus Domnul, cu tine o adicăsești un fel, mine o adicăsești altfel. Și la tine o adicăsește cum poate. Asta vreau să vă zic că... Că și Sivitaia poate să-i văzut. Da. Vă zic că textul acesta, paradoxul de identității, poate Nichis s-a trăit în țara la zborul profit. Nu la zborul profit. Xenitia, tu țara? Ok. Da, ok, și la zborul. Textul acesta, că identitatea se cheamă identitatea sau nostalgia nebunilor. Aua este un mai mult lucru pozitiv. Bine, este ca să scrie apoi la român, acolo zicești, identitatea nu este nostalgia, ceva ce s-a întâmplat cândva într-un mod obscur, ci nostalgia, ceva ce nu s-a întâmplat încă și urmează să se întâmple într-un mod la fel de obscur. Că tot sub vizură identitatea cu modernitate idolată, fățet, cu lăbărțirea în origine. Și acșiții îi arăca parucare în anul parte de acronia și bana țipură. Și eu zic și atunci se apofatic, că identitatea asta mă rog neația țimiască. Că identitatea asta n-a parte de identitate. Și ne-a țipură. Vă strățăm la axinitimii. Voi să rupem în cheama și că, sigur, mai mulți de voi de astăzi zori să ducă toată îmbricarea asta. O progresez cu Ianuaz, dar când țipa din 12 ați din Gioni, nu câte care la Isaște Muntul George, zi în cheama.
cheamă de tine, dar cu BTC, dar vă de altaș, vă avânță cățe. Florentina nu poate fi. Florentina nu poate. Noi sprezați vigiorile, Giole, Chisire tu poli, Chisire tu polile, Giole, da sa polisească, Loare spito amarile, Giole, Alexandria, după patima Alexandrului. Este un poem de un mare cântăreț, un cântător al Muzicii Grăției, Stelio Dardacul. Și este o poezie de... Da, și este o poezie de filozofia cânticului Pontusului. V-ați vedeți, i-a fost zisă cu stanța, a trată cu țua țeară. Să găsi la țeară. Ei, când era dat acolo. Ia stii una poezie, de practic, îi duchești să-ți ia stii cântic la urmă. Ți-i lipsa și sigur cântic. Ola Isteriu, tinic Isteriu al Dardacul, cântătorul armând de elată, de pirivoli, nu la Isteriu, tine nu fi cântătorul, tine fi cânticlu ți se apreasă tu vinile amorților, amorși prin grupați, cupindu, Macedonie, Ipiru, Tesalie, Etolie, Acarnanie și cu tot Balcanul. Ola Isteriu, tine fi cânticlu ți zvirsă toara seara, prespivăzile agodite de xeră la sufletilor a noastre, misul moarte. Cu vinile noastre, toara seara se apreasă eta. Toara seara, noi numai him noi. De adun him cântic. Pare extraordinar de a ței care vor să cântă în ceea ce sigur am avut de urmimie, de urmimie. Să știți de-a ta. Nu, nu, nu. Afen de-a țel mare și cu mana mare avea acasă Berghia și avea acasă de Balcan Sânxelul Livat. Maxilul Livat Anda cu trapserului, trapserul nitrat, atunci cu alicul șerul de floară Sverga de Abdele și Pirivoli, tot se răvelea, astăzi se răvelea, și atrară cum atrară, atunci cum era atentea, casă Verghia și avea și Xerul Ivan. Și era el și Alexandru acum? A, și ce ți-a zis? Să-ți
Și o filisească și cu Toma. Am putut să spun George Zghiusească mito poemele nouă. Nu, 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 nu. Păi este poemă cu mâncă de cu multe poeme cu mâncă de nu le e posibil, ma... Mă mintare. Cum? Mă mintare. Nu, nu, nu. Avați astea ca să vă... Păi, o casă, avați astea varianta schizofrenă. Eu am și pe acea pară, măi. Identitatea arunocratică și ovolatocrată, care este identitatea noastră putută, țin ideea este identitatea taha slavă, care când o sonii se răsește, se adară putută. Ma... Hai să vă pensă. Hiudoxa al Alexandru Macedon și Patrida Părghisită. Hiu poliglu a diadofilor ți se adră prin harta sufletului. Hiu elada numintată de Roma și Roma numintată elada. Tu sânțile-a meu, fratele țeamin Odiseu, hiu malai de acel din poem prea mare afrândățită de Omer. Hiu Odiseea. Doxa știți ce asta, nu? Mi-o trecui și pe limba română aici, și Sfântul Sfânt Hiu Iferisesu puțin și din volumul aici nouă. Sunt slava lui Alexandru Macedon și patria părăsită. Sunt războiul diadohilor ce s-a purtat pe harta sufletului. Sunt de Lada înmormântată de Roma și Roma înmormântată de Lada. În sângele meu, fratele geamul Odiseu, s-a rătăcit mai rău decât cel din poem pe marea închipuită de Homer. Sunt Odiseu. Varianta paranoică. Hiu Elin Luțiu a închisit roada, mai hiu și roada, hiu Iliada, Alfa și Omega. vreau să vă zic ca și asta este inclinată la postul al Miholiți. Miholiți, 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 care mulți de voi nu știți și voi finisim un moment care va înscăță de voi și la înainte. La vea hospitii apostoli au atu, au atu, dă-l ăsta, tu mea să și de-am o abete cu timpam de bani, de grății, cum zduchesc cu armonia plouă și zbura și fu atunci un polemică putu a prea la ramisa de George și Apostol. Este mult ciudios că fu și aproape a singura criză la ramisa de mici și de George, tu, din Nic Chiro. Bine, tine era nimeni mă spărea de deja. Cât se că aia asigura că George e agresiv cu Apostol și îmi se părea cheamă că nu era delicat. Voi să ți și dita asta, dar înțelegi că fost și Mihia moment când s-a luat așa de mine și George de chestia asta. Dar ți și dit chestia asta, în alăxare de epistolii, de cărți, de scrisori, am luat de George și de apostoli, care este un mușutea favoria și Dius Duchea știi multul mușa și multul ahândostia ți-a si armoni. Având chimii și moabetea ți-a, să ți-am polemică, și voi spun zâmbica în apurie și în ciudie la George. George este structural mult critic, mult polemic. Și în scântior este mult tăios. Nu știu câți de voi au vizut, dar știi, cum scânt ispicul cu doară. Poate zi, bă, cum zic, cu vină. Zivea din cheamă și cadră sportul de ațea de agresive, când era din box și nu știu ce. Atemația. Care e apuria, care e ciudia, cu toții care structura asta, care este critică politică, George nu este încă cea cu cană. Este incredibil. Tu mai armonează, eu nu a fi armonț cu hibă încă cea cu X armon, George nu e încă cea cu cană. Este un fauna chestia asta. Dar ești bun. 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 Și asta vreau să-mi zic că de polemica ți-a ieșit în situația a ți-va mult în ușă. Vrei să zic mai la presiune în ușă să-și scrie asta? Până nu... Bine, nu ți-am în sensul ăla. Ți-am una secundă. Totuși, de-a tot poate progresez cu stă să-mi dau zboare. Cu cartea lui Mariani din limba armenească, Mariana avea puțin multe sticuri au George Vlana și le băgă dinintea la multe capitole.
Și vă plăcăsesc cu smânță că ți-a avut un minte când împărgăți chipurile de a lua identitatea greșită prin îngerii a etenei. Cum să zic că vă ascult timpul să-și tine și aia vă ascultați cu asta. Identitatea. Identitatea arsă ca un flicor. Ne-a rămas chicinul și apă mâini. Snoule avim. Identitate spinzurată de inimă. Stucheaște ca țara prin mormintă. Identitatea greșită tu începi a etului. Stigurile astea din Sony, identitatea greșită tu începi a etului, eu fi zic și ca un mod la adresă. Cele care mai nu mă duchez cu tine, la dumneavoastră, să zic și tu am ales. Ia, ia, tu, identitatea arsă ca un flutur. Fluture, mi-a rămas cenușa în mâini, să nu ia vântul. Identitatea spânzurată de inimă, se topește ca ceara pe morminte. Identitate uitată în buzunar al eternității. Vreau să întreb, s-a văzut aminti cum o ferisi și câți o ferisi și stigurile astea? Aia este. De și de tu. Ideea a voia și că eu avem anumită mare privință la pregătea asta, nu am înțeles. Pentru că ei vă simtă probabil dificultatea ca capte și vreau să o dau mai mult imbatabilă, să o dau